Salut, sunt chemist in bare bine. So today, guys, I got another reaction video for my Romanians out there. And this one is a bit different. I'm going to be doing two in one. Yeah, I'm going to be reacting to Subcarpati, if that's how you pronounce it. And I'm also going to be reacting to B.U.G Mafia. So before I start the video, make sure to leave a like, subscribe, and comment what you want me to react to next. And I'll definitely do that for you guys. I don't want to talk too much. Let's just get on with this video. Let's go. So we got the next song here. It's by Subcarpati, if that's how you say it, but it's called Arga to you, Kamarad Ku AFO Bean MC C Valley Umbra. That's the song, so I'm gonna be reacting to this one. It's got MC Bean in it. Can't wait, let's go, let's listen to this. Already I'm liking the sound of it. Ooh, I know it's gonna be a banger. Yo, I actually know this one's gonna be a banger. Come on, man. The beat's going hard already. Underground m-am învățat să mă port adevărat. Nu pot să bat un camarad când mai bine în aparat. Ți-o zic bine și live ar fi perfect. Suntem toți pentru unul, tot ce facem sună corect. Wait, what's his name? AFO. QAFO. Kept it simple with this one, the music video. But it's not like their usual music videos was that high budget, lots of things going on, kept it simple. But I also believe this was made a couple of years ago, so. I know that voice. What a legend. Come on. Camarad, camarad, abia aștept să te văd. Să fie atât de bine, parcă prefer. This guy never lets me down, man, for real. I swear to God. Camaradul arga tu, spune-mi piesă ce seamnă satu. Ulumul 2 e așteptat, o luptă mare cu metri în sat. Am camarad zigat, am camarad de la 2 ani. Am camarad unguri și sași, camarad la grăniță călăraș. Am camarad ce zic shalom salam, camarad ce țin ramadam. Am un camarad cameraman, mereu ne chemă la cadu la plan. Camarad am plecat, am părăsit sala, am părăsit nava, de fapt de papa. Și atât de okay, you tell him. Multimesc. I know that's my name is. Come on, but I'm learning Romanian right now, man. Come on, man. Salut, camarad, bun camarad, îmi pare bine că nici o camarad, un camarad, nu era cu piedică. Un camarad, doi camarad, trei camarad, mai mi s-au rătăcit. A camarad de sare n-ajută, că e călit, că mă fac să cază și eu joc. 1-2, 1-2, vrei că dau voleu, uite cum am ajuns în careu. Gol în minutul 2 ca pe Bernabeu. Stăm mereu pregătiți de atac, dar nu din ăla de dat cu anse-n cap. Mereu grupați cu mic și cu mare, ca brazii pe deal ce-i vezi de la poale. Ei, camarade, tu vei avea nevoia să pleci, nu te pleca. Ridic un pahar în cinstea ta, să curgă și vinul, să curgă pena. N-am depus să fac un săcat, eu n-am de raportat față de vreun grad. Scot buruien ca să pun răsat, să mânță din soi de bun camarad. I can't lie, MC Bean's voice is like so unique, right? I kinda haven't heard that type of voice before. It suits these type of beats though, I can't lie. Like Pancariella, that song was good as well, like his. Obviously can't forget Limba Romana, my favourite song so far that I've listened to. Come on up.
Hard. This song was hard. It's more my type of song. I enjoyed this one. This is something that I listen to and just get hyped, man, because the beat is hard. Like, MC Bean, obviously, he's one of my favorites. Obviously, man, he's not going to let me down. Enjoyed this song a lot. But now we're on to the next song. This one is B.U.G Mafia, of course, and it's called Dupa Blakuri, produced by Tata Vlad. Of course, my boy Tata Vlad is going to be producing this one. Let's hope this is a banger. Let's go. It's an old song. Yeah, they got that, you know they got that old school beat already, man. You know they're coming with the old school vibes. It sounds like GTA, like San Andreas or something right now. Like West Coast. Hard gangsters. După blocurile gri, stăm noi, majoritatea se mai înalte la șosea. Să nu se vadă foamea, să nu se vadă băieții care prostesc pe proști și fetele care nu. So if I'm right, this is Tata. O bună parte nu produce pentru comunitate. Mă întreb cum așa, nu se plătesc taxe. Au venit de două, trei ori ca să ceară bani și au luat-o la muie. Imagine you're walking down the street and all these guys are sitting there. Oh, bro, I'd have to cross the road, man. Jeez, taser the man. Hey. I like this one. I like this one. It's proper old school. I like it. Come on. Aceleași blocuri gri și după blocuri faci de toate. Dintre noi toți mulți scapă cine poate. Poate că guvernul te vede curvă, frate. Din banii care-i faci curva dai jumate și atunci ce să faci? Cum? Să supraviețuiești, te gândești să țepuiești, te gândești să șefuiești, să te compiși și tu la ceva să iasă în plus. Să faci bani, să trăiești, să fii un pic mai. Legend, man, I love these guys, man. Poate nu este ca so mine, talented, it's like crazy talent, these guys. And their hooks are always catchy as well, like every single song that I've listened to them that they've done. It's mad. Așa vrem noi să fie, așa e, că așa e bine. Totul între noi și nicio treabă cu nimeni. Stăm pregătiți pentru orice, oricum, oricând. Ia mai dă-i în pula mea pe toți care nu sunt. Care in the bando. Come on. Care vorbesc despre fapte, fiindcă așa e adevărat. După blocuri suntem noi să ne înțelegi mai bine. După blocuri suntem noi care te facem pe tine. Că facem tot ca să ne fie nouă bine. E normal. This just sounds like some diss track to some people right now. That's what it sounds like. It's like they're threatening someone. It's like, you come here, you're gonna get killed. Trăim cum știm, producem bani și stratim. Îți luăm și femeia să ne sugă de pulă. După blocuri suntem noi care te futem în gură. După blocuri suntem noi să ne înțelegi mai bine. După blocuri suntem noi care te facem pe tine. Bine. Fraierii să facă, scriem zi de zi pe foaie. Fiindcă totul în cartier se bazează pe coaie. După blocuri suntem noi să ne înțelegi mai bine. După blocuri suntem noi care te facem pe tine. Fraierii să facă, scriem zi de zi pe foaie. Fiindcă totul în cartier se bazează pe coaie. Come on, old school, bro. These guys never disappoint me, man. Every single song I've heard from B.U.G Mafia, they're actually like OGs, man. They're too cold. Like no song
from them has been bad. I love all of their songs. Yeah, I'm excited to listen to more of them. Keep sending in your suggestions, guys, and obviously like the video and subscribe if you enjoyed it. And also comment what you want me to react to next. And yeah, man, hope you guys are all staying safe. Have a great day. Thank you for all the support. Love you guys. Peace.